Și suntem live. Luăm răspunsuri și răsp, luăm întrebări și răspunsuri. Uh, ok. Deci o să petrec puțin timp să răspund la întrebările dumneavoastră, le iau la rând, așa cum uh, vin aici. Să vedem. Ce părere vezi despre Biblia fidelă? Eu am crescut cu Cornelios, dar oprei, iată ne-a dăruit Fidela. Din ceea ce spun frații care se pricep la limba greacă iar eu nu sunt unul dintre ei este o traducere dezastruoasă pentru că s-a tradus practic din limba engleză deci nu vă recomand nici eu Ok? foarte pe scurt <laughs> când postezi mărturia ta despre perioada când vorbeai în limba, mi-am mințit mai de mult. da, este înregistrat clipul respectiv o să-l postez și singurul motiv pentru care vreau să-l postez este ca să înțelegeți puțin fenomenul, da? Ce presupune, de fapt, fenomenul respectiv. Ce părere ai despre păstorii care spun, dacă vrem să stăm în biserică, stăm, dacă nu, să plecăm cu indiferență, să să are interes, am un răspuns. Nu știu cum v-ați dat seama dumneavoastră de indiferența al acestei persoane. Poate există cazuri în care există persoane care manipulează cu faptul că tot pleacă și așa mai departe. Și atunci păstorii zic, domnule, dacă tot amenințați că plecați, duceți-vă. Dacă nu vrei să fii serios, nu vrei să stai, du-te. Acum, din nou, este o situație pe care eu nu o cunosc. Nu pot decât să vă iau pe dumneavoastră pe cuvânt și să cred că o spune cu indiferență. Dar trebuie văzut, eu zic exact, situația. Domnul Iisus Hristos a pus foarte multe condiții oamenilor care veneau după el, nu s-a grăbit să-i ține la sine. Vă să aminte la un moment dat că întreabă în Ioan 6 pe ucenici, voi nu văduceți. Da. 1 Timotei, capitolul... Așa, stați așa, să vedem mai departe. 1 Timotei, capitolul 4, versetul 10, spune Noi muncim într-adevăr și ne luptăm pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeu cel viu, care este mântuitorul tuturor oamenilor, dar mai ales al celor credincioși textul nu spune că Dumnezeu îi va mântui pe toți oamenii la final. Da? Noi nu credem în universalism. Contextul este următorul. Versetul 8. Deprinderea trupească, exercițiu fizic cu alte cuvinte, este de puțin folos. Nu spune că nu e de niciun folos, dar este de puțin folos. Pe când evlavia este folositoare, se duce la partea spirituală acum, în orice privință, de ce? Că evlavia are făgăduința vieții de acum și a cele viitoare. Da? Iată un cuvânt cu adevăr, adevărat și cu totul vrednic de primit. Noi muncim în adevăr și ne luptăm, adică ne consumăm fizic. Asta pune în contrast cu cei care pun mare preț pe exercițiu fizic. Auziți cum spune? Noi muncim în adevăr și ne luptăm din punct de vedere fizic și spiritual, evident, pentru că ne-am pus speranța într-un Dumnezeu, în Dumnezeu cel viu, care este mântuitorul tuturor oamenilor. Adică providența plină de grijă a lui Dumnezeu pentru toți oameni, dar mai ales a celor credincioși. Adică grija lui Dumnezeu pentru oameni, este îndreptată în special către cei credincioși. Sigur, Dumnezeu dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Asta este providența lui Dumnezeu asupra tuturor oamenilor. Deci, când citim termeni ca și acestea, mântuire, mântuitor, trebuie văzut în fiecare context la ce se referă. Au o grămadă de psalmi, unde psalmistul spune că mai mântuit, mai mântuit. Păi e același psalmist, cum îl mântuia Dumnezeu de 100 de ori? Nu! Se referă la scăpare, este un sens general și așa cred că este și unul în Timotei, capitolul 4, cu versetul 10. Care este părerea dumneavoastră despre muzică? Dacă versurile sunt creștine, 100%, cât de mult valorează ritmul în melodii în raport cu principiile creștine? Deci cei care spun că ritmul, uh, da, cadența, uh, avem melodii în care să gemești, să-mi să strigă, să urlă și așa mai departe, nu contează. Persoanele acestea pur și simplu cred că ori nu știu absolut deloc nimic despre muzică și nu mă refer acum la nivel profesionist. Noi toți știm că muzica te predispune spre anumite emoții și spre anumite stări. Ori sunt niște înșelători. Deci nu contează doar versurile. Contează mai mult decât versurile. Da? De aceea avem nevoie de o muzică care nu ne induce în anumite stări. Și avem nevoie de muzică în care versurile primează, teologia primează. Teologia generează emoțiile. Da? Și este potrivită cu linia melodică. Cum anume poate identifica un credincios în sine însuși dacă are o chemare la slujire și cum poate fi sigur că Domnul l-a chemat? Unul, poate să fie într-adevăr o chemare lăuntrică, să zicem, pe care o simți din partea lui Dumnezeu, dar ea trebuie confirmată de calificările biblice, care sunt morale, spirituale, în familie, în societate, mărturie bună și așa mai departe, de competențe, adică trebuie să poți să slujești, să ai niște abilități pentru a face slujirea respectivă, de o confirmare din partea altor slujitori și a bisericii, nu în sensul că te hirotonisește sau te ordinează, ci că biserica vende în tine lucrarea Duhului și biserica este zidită de ceea ce tu faci. Uite, am dat vreo patru exemple. Am citit unele lucruri din Talmud ce sunt greu de digerat. Cum poți să explici acele legi? Nu poți să le explic că nu știu la ce vă referiți. De ce Dumnezeu nu mai vorbește ca înainte gură către gură ca oamenii să aibă mai mare credință. Este o falsitate să credem că oamenii vor avea mai mare credință dacă Dumnezeu vorbește gură către gură. Și când Dumnezeu a vorbit gură către gură, a vorbit câte anumite persoane particulare. Cred că uh, în cazul ăsta vă referiți la Moise. Dumnezeu a ales anumiți oameni cărora să le vorbească sau prin care să vorbească în mod particular. Niciodată Dumnezeu n-a vorbit la modul general tuturor oamenilor gură către gură. Și nu vor crede. Deci dacă ar învia cineva de morți, nu vor crede. Scriptura spune foarte clar lucrul ăsta. Uh, așa. Aș vrea să pot vorbi prietenilor mei despre Domnul să adesea mă simt limitat în exprimare sau argumente în conversație cu ei. Ai niște sfaturi pentru astfel de momente? Părerea mea este că nu ar trebui să intri în acele domenii în care nu ai foarte multe lucruri de spus, da? Să te tragă cineva în discuții apologetice sau despre evoluție sau despre alte lucruri, nu știu, poate anumite domenii în care nu ai competență sau nu ai cunoștință, ok? Păstrează discuția la nivelul la care tu poți. Să duci. Da, dacă tu te simți uh, cândva uh, pierdută în subiect, spui, domnule, nu, nu știu. Uite, m-aș putea interesa puțin, dar nu știu, nu este domeniul meu. Ce vreau eu să-ți spun este mărturia mea sau ce vreau eu să -ți spun este ceea ce am înțeles din scriptură. Uite, mesajul esențial este: noi suntem păcătoși, uh, suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu este stăpânul nostru, legiuitorul nostru, cel care are dreptă asupra noastră. El ne-a dat o cale de scăpare în Domnul Isus, noi trebuie să ne întoarcem la El cu pocăință, cu credință, viața noastră va fi schimbată. Avem nădejdea vieții veșnice și pe pământul ăsta putem să o viață cu semnificație, fiind implicați în misiunea pe care Dumnezeu are pentru biserica lui. Simplu. Deci, nu... Acum, eu am dat un exemplu. Ce părere despre The Chosen? O părere foarte, foarte, foarte proastă. Uh, chiar astăzi citeam pe Twitter, fostul Twitter, care este X acum, Uh, faptul că organizatorii sau promotorii acestui film și producătorii uh, se lăudau cu faptul că hinduși, musulmani, creștini, toți au fost uniți prin filmul ăsta și așa mai departe. Să arată cât de dezastruos este la nivel biblic. da. Uh, cum putem încuraja tineri ca să creadă în Biblie care e ală între atâtea mii de cărți că este, am mai luat de la dumneavoastră îmi pare rău, o întrebare, Uh, ce părere ai despre mișcarea Revival Army? Este o mișcare carismatică. Lucian Barna, Andrei și Filip, Andrei Ionesc și așa mai departe, este o mișcare carismatică, nu este o mișcare pentecostală. Ei au ieșit din mișcarea pentecostală tocmai pentru că uh, teologia pentecostală este împotriva lucrurilor pe care ei le cred. Da, ei sunt cu toate lucrurile astea pe care le știți. cu uh, exorcizări pe bandă rulantă în continuu, uh, creștinii pot fi demonizați, în general în spatele unei boli este un duh, Dumnezeu vrea ca să dea vindecare generală la oameni, uh, vindecare de asta, în continuu cu își pune mâna sau îndeamnă pe să-și pune ei mâna unui zbolnav și așa mai departe. Este o mișcare carismatică. Asta este. Am atacat-o de foarte multe ori, este ceea ce crede și uh, berbece. Nu la voia întâmplării, ei sunt în afara culturilor pentru că din punctul meu de vedere. Mm. Bună întrebare asta. Ce înseamnă că noi am ales în Adam și, ca astfel, consecință, dacă nu suntem aleși prezidenți, vom merge în iad. Ascultați-mă, a fi în Adam înseamnă că Adam a fost cap de umanitate și noi suntem în el spiritual și organic. Spiritual că el ne-a reprezentat pe noi, toți oamenii care am venit după el, el este protopărintele nostru, părintele nostru original, din care se trage, el este rădăcina întregii umanități și atunci când el a decis, el ne-a reprezentat pe noi toți. Un asemenea de cap de umanitate nouă este Domnul Isus Hristos care a hotărât pentru toți aceia care vor fi în El și a decis și a cumpărat pentru ei și în locul lor mântuirea lor. Da? Asta înseamnă. Cât despre predestinare, ca să discutat despre predestinare, predestinarea biblică înseamnă că Dumnezeu a ales oameni care să fie mântuiți. O mulțime pe care nu o poate număra nimeni. Iar pe ceilalți i-a lăsat să trăiască așa cum vor ei n-a făcut o nedreptate nim nimănui, da? Așa, la ce se referă 1 Corinteni 1 cu 7, așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului nostru Isus Hristos? Este interesant că textul acesta este folosit foarte des de continuaționiști, adică cei care spun că darurile de prorocie, de vedenii, de descoperiri, de vindecări sunt valide până la venirea Domnului, că așa spune 1 Corinteni 1 cu 7. Normal că 1, Cor 1 Corinteni a fost scris în perioada în care toate darurile acestea erau active, dar textul nu discută despre daruri revelatoare sau despre daruri miraculoase și așa mai departe. Textul face o declarație generală despre faptul că biserica are până la venirea Domnului tot ce îi trebuie. Și are. Pentru că darul profetic și-a făcut treaba și ni s-a dus toată revelația de care am avut nevoie. Dar vorbirii în alt limb și-a făcut treaba și noi știm că toate limbile acum au acces la Evanghelie la planul răscumpărător. Darurile de vindecare și așa mai departe au confirmat mesajul Evangheliei, deci nu ducem lipsă de niciun fel de dar. Da, dar interesant să vă duceți, să vă uitați în context. Zice că în el ați fost îmbogățit versetul 5 în toate privințele, cu orice vorbire și cu orice cunoștință. Vedeți, dar de comunicarea revelației. În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru. Deci, prin vorbire, prin proclamare, mărturia despre Hristos a fost întărită. Așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului nostru Isus Hristos. Cu ce scop? Cu ce scop a zis mai înainte? Ca mărturia despre Hristos să fie bine întărită în mijlocul bisericii, cum? Prin vorbirea și cunoștința despre Domnul nostru Isus Hristos. Deci ăsta este contextul. Eu nu cred că textul vorbește despre continuitatea tuturor darurilor miraculoase, confirmatoare și așa mai departe. Așa, îmi pot spune ținuta bărbatului în biserică dacă este normal să vii în pantaloni scurți? Nu cred că este normal. Dacă te duci la un interviu, dacă te duci să te întâlnești cu un om de stat, dacă te duci în anumite. Deci fiecare locație, fiecare întâlnire, fiecare persoană, în funcție de cum este văzută, generează un anume răspuns din partea ta, cu privire la modul în care vorbești, cu privire la felul în care gesticulezi, cu privire la felul în care uh, ridici tonul, cu privire la gesticulație, cu privire la toate lucrurile, da? Și cred că lucrul ăsta se va vedea și în haine. Dar, na, noi am ajuns o vreme în care mulți oameni și-au pierdut orice sistem de valori și dreapta cumpănă și nu mai au niciun echilibru și trebuie să înveți lucrurile banale, știi, lucrurile care trebuie să le știi și copiii mici. Deci, interesant că am băiețelul ăsta nostru de 5 ani de zile, deci el când se duce la grădiniță sau se merge la biserică, el caută cele mai bune haine. Și nu am făcut nu știu ce teologie despre lucrul ăsta. Domnule, eu cred că unele lucruri te învață. Deci ca să avunci, să te duci în pantaloni scurile la biserică, trebuie cineva să-ți bagi gărgăuni în cap. Înțelegi că tu, dacă ești crescut cum trebuie, tu n-ai tu face asta. Deci cineva trebuie să fie fie otrăvit între timp. Înțelegeți? Asta nu înseamnă că și-a pierdut mântuirea, așa nu știu ce, dar probabil și-a pierdut alte lucruri. Ok. O să anunț de pe acum că nu o să iau cât în stă în putință. Nu o să iau uh, uh, mai multe întrebări la aceeași persoană. Dar dacă uit, asta este. Salutări, așa, o întrebare. Care este păcatul din 1 an 5 cu 16? Uite dacă, dacă îmi scrii pe apologia apologiareformata.gmail.com îți trimit un clip ca să nu pierdem vremea acum. Deci toți care vreți să știți ce este păcatul care duce la moarte, scrieți-mi pe apologia reformată. Uite, hai să scriu aici e-mailul acum pentru toți cei care sunteți live. Și uh, ca să vedeți uh, mai pe larg despre ce este vorba să nu... Ok, uitați aici. Deci asta este, asta este adresa, da? Dacă îmi scrieți acolo, vă trimit. Vă salut pe toți cei care ați intrat între timp, suntem aproape 300. De. Like, share la clipul ăsta, să ducă cât mai departe, să răspundem la întrebările pe care le am le oameni. da? Ok, mergem mai departe. Ce sfat ai da unei persoane care se confruntă de ani de zile cu frică că ar putea să nu fie născută din nou? două lucruri. Unu, să vezi care este sursa acelei frici. De ce ți e frică că nu ești născut din nou? Ce anume te face să... Ce? este o bază, trăiește în vreun păcat, doar să atacuri la nivelul minții, uh, ai îndoiel cu privire la existența lui Dumnezeu, te temi că ai hulit pe Duhul Sfânt prin anumite cuvinte sau expresii rele împotriva lui Dumnezeu care ți-a venit în minte. Deci trebuie văzut care este sursa. Și al doilea lucru, cel mai important, ascultați-mă, Domnul Iisus Hristos spune pe cel ce vine la mine, nu îl voi zgoni afară. Cine crede în mine are viața veșnică. Da? Cine vine la mine, cine crede în mine, nu va înseta niciodată, nu va flămânzi niciodată are viața veșnică. Eu îl voi învia în ziua de apoi. Voia Tatălui este ca să păstrezi tot ce mi-a dat, să nu pierd nimic. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Citiți Ioan 6, de 100 de ori. Și încredeți-vă în Domnul. Dacă te încrezi în Domnul Isus Hristos, trebuie să crezi și ce spune El acolo, și anume că ai viața veșnică atunci când ai crezut în ea. Veșnică. Nu vei avea viața de o săptămână, de 2 ani, de 3 ani, de 4 ani, de 10 ani, de 20 de ani, ci viață veșnică pentru totdeauna. Viață pentru totdeauna. Veșnică. Asta înseamnă viață veșnică. Pentru totdeauna. Da? care nu se pierde niciodată. Credeți lucrul ăsta. Cum se manifestă Duhul Sfânt în om? Colaborează cu omul sau controlează omul? Uh, nici nu colaborează, nici nu controlează. Deci controlul face... Când vorbim de control, vorbim de... Uh, putem vorbi de posesie și asta fac duhurile rele. Când vorbim de colaborare, vorbim de un 50-50. Sau știți, un procentaj din asta care nu poate fi... Potrivit pentru modul în care noi uh, vedem lucrarea Duhului Sfânt în Om. Deci, de ce spun asta? Pentru că Duhul lui Dumnezeu lucrează la un nivel foarte profund în ființa umană. Tainic, misterios, supranatural. El nu este doar un sfătuitor, doar un mângăitor. El coboară la nivelul minții, ne dă gânduri. El coboară la nivelul emoțiilor și generează, produce, el transformă. Duhul Sfânt nu este cineva, un sfătuitor care îi spune, fa așa, fa așa, fa așa, fă așa, fa așa, ca un fel de GPS. Ca un... nu, 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 El transformă ființa ta. El ți-o modelează. El te plăsmuiește. Da? El este ca un olar care a luat lutul în mâini și îl face după cum este nevoie. La toate nivelele ființei umane la conștiința noastră lucrează, la mintea noastră, la inteligența noastră, la creativitatea noastră, în temperamentul nostru poate să lucreze, în natura un nostru uman în profunzime, la voință și așa mai departe. Înțelegeți? Deci, Biblia vorbește despre călăuzirea Duhului Sfânt, dar este doar o parte din lucrarea Duhului Sfânt în noi. Biblia vorbește despre noirea Duhului, mângâierea Duhului, da? Faptul că Duhul toarnă în noi dragostea lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu lucrează în moduri foarte, foarte profunde. Da? Cred că este foarte sănătoasă muzica clasică. Pentru minte, pentru tot. Foarte sănătoasă. Dar nu sunt eu un expert ca să. Nu știu, dacă întrebați din ce punct de vedere, știți? Emoțional, psihic. Să face terapie cu muzică clasică, apropo. Da? A... De ce Dumnezeu îngăduie diavolul lui să facă... v mai luat de la dumneavoastră întrebare, îmi pare Așa. Așa. Și de la dumneavoastră am luat întrebare. De ce ar trebui să ținem cont dacă vrem să compunem muzică? Creștină. Uh, uitați, aș menționa o singură, un singur aspect. Coloseni, capitolul 3, Efeseni, capitolul 5. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Efeseni spune, Înțelegeți care este voia Lui Dumnezeu și pe aia vorbiți între voi, sfătuiți-vă, învățați-vă, cântări de laudă, cântări duhovnice și așa mai departe. Cred că pentru un compozitor este crucial să fie plin de Scriptură. Atunci când compui muzică să se vadă că iasă cuvântul Lui Dumnezeu din tine. Iasă cuvântul Lui Dumnezeu. Și a doua chestie pe care eu aș face legat de asta este să-și o teologie sistematică. Vă spun sincer, o teologie sistematică. Adică o carte în care sunt puse toate doctrinile biblice. Te va influența enorm în modul în care vei compune muzică. Avem foarte multă muzică de proastă calitate și avem foarte multă muzică care, deși nu este eretică în versurile ei, este slabă calitativ. Da? Și o altă chestie, uite că mă duc la mai multe recomandări, citiți compozitori buni. De exemplu, din punctul meu de vedere, Costac Ioanin, Traian Dorz, Nicolae Moldoveanu au fost, au scris niște capodopere, niște lucruri extraordinare extraordinare. Da? Și cred că toate lucrurile astea, sursele astea de informație, uh, vă vor influența. Acum nu pot să vă dau sfaturi din punct de vedere muzical, pentru că nu este domeniul meu de studiu și de competență. Unii sunt Avram Isac și Iacov în prezent. În prezența Domnului Iisus Hristos. Matei 4 cu versetul spune că Domnul a postit 40 de și la urma flămânzit. Ce fel de post a fost dacă spune că la urma flămânzit? eu nu cred că Biblia spune că doar la urmă i-a fost foame. Eu cred că acolo a fost punctul limită pe care Iisus l-a atins din punct de vedere uman. Cred că despre asta vorbește Sfânta Scriptură. Ok? Cum abordăm pe cei care nu cunosc pe Dumnezeu astăzi când se aud tot mai multe lucruri neplăcute de la pocăiți? Ce răspuns putem da? Când ei dau exemple negative despre faza ei de mulțumesc. Păi, primul lucru pe care l-a spune este că noi suntem în biserică, într-un loc în care noi suntem în desăvârșire, nu suntem desăvârșiți. Al doilea lucru este adevărat că în bisericile noastre sunt oameni falși, așa au fost de la început. Asta Biblia spune lucrul ăsta, Hristos ne-a avertizat cu privire la lucrul ăsta, deci nu știu de ce cineva s-ar da de ce morți morții din pricina asta. Și al doilea lucru, al treilea lucru este că scopul nostru este, să provăduim pe Domnul Isus Hristos și să-i aducem pe oameni la Hristos, nu să-i aducem pe oameni să stea cu cei mai răi oameni din biserică. Deci nu la asta îi chemăm noi, da? Deci stea liniștiți. Um, cum poate sluji un frate recăstorit? Nu cred că are ce căuta la învon, din punctul meu de vedere. Niciodată. Ever. Deci s-a încheiat. Dacă vreodată a slujit la învon, s-a încheiat. Orice conducere de slujire în biserică s-a dus. Datorită mărturiei pierdute și a credibilității pe care a pierdut-o, din punctul meu de vedere. Ok. Hai să vedem ce mai este aici. Andrei, de ce atâtea prostii născocite în creștinism? Foarte des toate terzămele care le practicăm. Nu au cu copilul. Mai uite, știi care problema? Și înainte erau foarte multe prostii care se spuneau și se născoceau, dar nu era internet. Acum toată lumea este cu un telefon și îl filmează pe ăla. Pac, pa, 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 pac l-au pus pe internet și au apărut prin năzbâtii. Ați înțeles? Bine, eu nu consider că este un lucru bun ca să facem paradă cu frați care au spus anumite erori pe nu știu unde, pe la țară, prin cucuieții din deal și acum să îi expunem pe internet. Deci eu personal nu înțeleg rostul la lucrul ăsta. Nu îl înțeleg. Mi-am exprimat opinia și mi-o exprim, exprim, și acum foarte ferm. Uh, mai ales dacă omul ăla n-a vrut să apară pe internet. Și al doilea lucru. Vă mai spun o chestie. Voi care stați la tabletă, la telefon, la ce stați voi acolo, la calculator când se fac transmisiile astea live. Frate, și ai văzut că s-a spus prostia aia. Înțelegi? Tu știi că pune pe privat imediat ce s-a terminat uh, transmisia live, întreabă și tu păstor, uite, s-a spus lucrul ăsta, nu mi se pare în regulă, și poți să te duci pe YouTube la editor acolo și să faci editare. Și ai tăiat alea 20 secunde, 30 secunde. Deci ce să apare pe internet să facă tâmbălău degeaba? Acum doar omul și asumă asta și toată biserica crede în erozia aia, nu, să se ducă liber pe internet, ce să faci? Asta este. Da. Ok. Mergem mai departe. Zice că o să continuăm cu o serie de videouri despre doctrina Bisericii Lucrurilor din Bătușani? Probabil că da. Probabil că da, pentru că sunt lucruri foarte grave din punct de vedere teologic acolo. Este o biserică carismatică care se află în contul pentecostal, de câte am înțeles. Dar e carismatică 100% în teologie. 100%. Da. Ah. Unii în Biblie scrie despre iat, cred că mai luat de la dumneavoastră o întrebare și de la dumneavoastră, și de la dumneavoastră. Este che okay să vii pe Biblie de la poliție sau judecători, eu cred că da. Eu nu cred că Domnul Isus când spune să nu vurați acolo, se refer la chestiuni civile sau legale. Nu cred că la asta se referă. Când ești la armată juri, nu sunt multe situații în stat când în, într-un stat în care trebuie să juri. Dar acolo nu se referă la... Domnul Iisus Hristos condamnă folosirea jurământului pentru că ți-ai pierdut credibilitatea cuvântului tău. Acolo nu de asta te pune să juri, ci datorită solemnității situației în care te afli. Cu totul special. Te pune direct, te conștientizează într-un mod special de prezența lui Dumnezeu. Cam asta ar fi ideea. Înțelegeți? Deci am... Um... Asta cred eu. Nu. No. Ok... Hai, haideți să arunc o petardă acum aici că sunt câțiva hateri din ăștia care abia așteaptă să spun ceva despre asta. Uite, vă spun un lucru. Vă spun un lucru. Ce părere despre botezul copiilor? Uh, am făcut un... Uh, am dat un răspuns acum mai știu, 2 ani de zile despre botezul copiilor și spuneam atunci că oamenii nu vor să aibă un dialog cinstit despre subiectul ăsta. Înțelegeți? Oamenii vor să vii cu toporul și să tai. Pe aia care cred în botezul copiilor, pe aia care nu cred în mileniu, pe aia care nu cred în necazul cel mare, pe care nu cred, bum, 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 și să tai. Ăla e eretic, ăla e eretic, ăla e eretic, ăla e retic. ăla, e ăla e al lui satana, nu mai ascultați, ăla e al nu știu care, nu mai susțineți, gata, să demonizăm, da? Și am zis atunci că oamenii nu sunt dispuși să interacționeze cu ceilalți, să discute cu ceilalți, să-l asculte pe la băi, tu crezi în botezul copilor sau tu crezi în botezul nu știu care sau do ăla crede nu știu ce. Ia spune -mi, de ce crezi tu așa? Chiar dacă nu are dreptate, să-l asculți, da? Să-i asculți argumentele. Și au decupat secțiunea din clipul ăla și au spus, ah, croitorul crede cu tare sau crede cu tare, nici m -na. Mi s-a părut atât de josnic că nici nu mi-am bătut capul să răspund la modul ăla necinstit, necreștinesc, necivilizat de a aborda o persoană. Ce vă spun din nou acum este următorul lucru, fără să vă răspund la întrebare. Este că noi, cel puțin în România, mediul evanghelic nu cred că avem încă disponibilitatea și capacitatea de a dialoga. Deci nu vorbim acum de ce predicăm la amvon. La amvon cine vrea să știe ce crede despre botez, să intre pe canalul de YouTube și să scrie Andrei Croitoru predică botez. Și o să vedeți ce cred. Da? Deci nu este asta o o, 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 o necunoscută. Da? Haideți să vă dau exemplu ca să vedeți uh, despre ce vorbesc. A fost un dialog uh, acum ceva timp pe internet despre botezul copiilor. A predicat cineva într-o biserică despre botezul copiilor și ați să vă dau să vedeți cam ce răspunsuri a primit persoana asta, ca să vedeți cam ce cultură dialogului avem noi. Ok? uitați, vă dau aici. Așa, hai să văd dacă pot să fac uh, asta mai mică. Așa, fiți atenți. Și zice botează unii copii mici pentru că ei înșiși nu sunt născuți din nou. Auzi, odată ce pui problema botezului copiilor mici, tu nu ești frate cu mine, ci cu satana care te învață erezii. Da? Deci ăsta, e, ăsta este nivelul. Înțelegeți? Și dacă crezi că eu erezie, da? Uh, așa, uite vă dau... Un alt, un alt exemplu. Așa, ca să vedeți. Ok. Fiți atenți. Cum să zic? Că e delicios să citești scriu oameni. Deci, în ultima vreme, mă face, mă face cu capul câte timp se Spun întotdeauna s-au auzit și s-au crezut, dar acum, și au găsit media. Să le urle pe aici. Auzi. Da? Asta. Ok. Uh, altul. Noaptea minții. Uh, în fine mult, martori mincinoși a vremurilor din urmă. Am multe comentarii aici pe care le-am citit. N-are rost. Deci ce vreau să vă spun? ce cred eu este pe internet, este public, nu o să mai repet aici. Nu așa ca să satisfac curiozitățile cuiva. Ce însă mă întristează pe mine este incapacitatea noastră de a sta la masă unii cu alții și de a discuta unii cu alții. De a dialoga unii cu alții de a asculta pe celălalt, vedem să ne spunem mă, de ce crede omul ăla așa? Crede o prostie poate, dar de ce crede lucrul ăla așa. Înțelegeți? Asta e un, e un lucru trist cu privire la noi. Dar asta este. Nu prea avem ce face decât să arătăm că se poate dialoga. Asta e cum să spunem unei persoane, care chiar dacă a fost abuzată, da, și face avort, e păcat sau nu e. Deci, din punctul meu de vedere, și este un subiect foarte, foarte, foarte sensibil. Deci dacă te duci cu cizmele și intri în viața unei astfel de persoane, s-a terminat. Nu o ajuți cu absolut nimic, chiar dacă ei spune adevărul. Eu cred că avortul este în orice situație uh, uh, avortul este, este o crimă. da. și Noi nu vorbim de cazuri excepționale. da. Uh, unei pus în periclitate viața mamei și așa mai departe, nu mă pronunț ce trebuie făcut acolo, pentru că este un dialog care trebuie purtat după principiul că viața copilului este prețioasă în ochii lui Dumnezeu, că este un om cu adevărat da? și că a omorât în mod intenționat pe cineva este o crimă. La modul general, da, vorbim despre asta. Acum, în astfel de situații, trebuie foarte mare grijă. Deci ar trebui să fie o persoană care să aibă o oarecare, a plecare spre încurajare, spre mângâiere, spre consiliere, spre... Și lucrurile astea le-am avea dacă noi înșine am fi foarte sensibili unii față de alții, în general. Deci dacă noi am fi sensibili la durerea celuilalt, la necazul celuilalt, până să ajung la astfel de traume și de abuzuri groaznice, care pot traumatiza, nu care... Lasă traume pentru toată viața indiscutabil. Sigur că Dumnezeu poate să aducă un anumit grad de restaurare. E indiscutabil. Vedem și lucrul ăsta. Știm astfel de persoane. Dar dacă noi am avea o obișnuință în a ne apropia de alte persoane, în a discuta cu ele, în a le mângâia, în a, ne -a le întări, în a le încuraja și mai departe, a îndobândi niște aptitudini spirituale și sociale, aș spune, pe care le-am putea folosi în astfel de situații. Da? Sunt persoane care au trecut prin astfel de traume și se simt ele vinovate. Nu, mm, Ascultați-mă. Sigur că pot să existe situații în care cineva s-a expus, dar nu există nicio justificare pentru cineva care a făcut un astfel de abuz. Deci am auzit persoane care, discutând cu persoane abuzate, au zis: Păi, da, stai, că poate tu ai fost vinovat, că poate tu ai făcut, că poate. Sigur că poate există astfel de situații. Sigur undeva poate să existe cineva. Da? Care. Dar nu, nu cred că există cineva undeva care și-o fi dorit să fie abuzată. Deci asta nu există. De asta te duce, cum au făcut unele persoane și știm cazuri de astea, și au învinovățit victima. Este un lucru, este o nenorocire. În plus, pe lângă nenorocirea pe care o suferit-o deja. Deci, din nou, trebuie să fie o persoană care să simtă cu necazul celuilalt. N-ai cum să te acolo și să zici că înțelegi de plin. Da? O persoană care este obișnuită să încurajeze, să ridice, să ajute și așa mai departe. Și da, știți, Trebuie încurajați acești oameni, aceste femei, ca să nu facă un rău pentru a corecta alt rău. Pentru că este un rău la omorul un copil. Înțelegeți? Și sunt, de exemplu, sunt femei care au făcut lucrări, slujiri, prin a ajuta alte femei care au suferit astfel de abuzuri și au oferit tot ce este necesar pentru ca să-și poată păstra copiii respectiv, să-i poată crește, să-i poată îngriji și așa mai departe. Sunt biserici care și-au făcut uh, lucrări pe subiectul acesta. Înțelegi? Pe tema asta. Na. Uh... Ia să vedem că am primit aici o mesaj pe întrebare. Ah, ok. Nu punem aici. Ia să vedem aici ce mai scrie pe aici. Este duminica ziua Domnului? Indiscutabil. Ziua Domnului. Biserica, duminica este ziua Domnului. Eu spun că duminica este sabat. Haideți că... Uite, ăsta e un subiect asupra căruia am mi-am schimbat radical teologia în ultimii ani de zile. Și anume, eu cred că, biserica, că duminica este un fel de sabat. În ce sens? Dacă stați să vă gândiți, prima ziua de odihnă a fost un, o pecete, un simbol al creației. Care este simbolul? Care este ziua noii creației? Ziua învierii, Domnul Iisus Hristos. Care este duminica? Foarte scurt. Acum, frații adventiști, o să se foarte tare pe mine. Da, da, da. Hula împotriva Duhului Sfânt nu o să explic, scrieți-mi vă rog pe apologia Reformata, arunc gmail.com și o să vă trimit clipuri în care explic pe RARC ce înseamnă, da? Deci dacă cineva vrea să uh, uh, afli ce înseamnă Hula împotriva Duhului Sfânt, vă rog, scrieți-mi aici da? Asta și vă voi trimite exact ca să nu repet încă o dată lucruri pe care le-am spus deja Ok? Hai să vedem că suntem la minutul 36. Uitați-vă uite ce întrebare. Că fratele Mădălin spune că copiii celor credincioși sunt... Copiii celor cu parteneri necredincioși sunt sfinți pentru că nu mai sunt necurați deoarece au fost botezați. Ce părere ai de această interpretare eronată? Privește, dumneavoastră mi-a spus ce părere am eu despre această interpretare eronată. Dumneavoastră credeți că este o interpretare eronată? Știți deja, aveți... De ce să-mi exprim o opinie asupra unui că asupra căruia dumneavoastră sunteți deja hotărât? Înțelegi, nu văd niciun sens. Salut, te consider calvinist? Ce postori din România sunt de acord cu această mișcare? Calvinismul este o mișcare. Calvinismul este un mod de a interpreta Biblia. Calvinismul Accentuează suveranitatea lui Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor, slava lui Dumnezeu care este scopul primar în toate lucrurile, că mântuirea este hotărâtă de Dumnezeu în eternitate, Domnul Isus a murit pentru cei pe care Dumnezeu i-a ales din eternitate, Duhul Sfânt îi naște din nou pe oamenii aceia și ei sunt păstrați până la capăt de Dumnezeu. Calvinismul vorbește despre o închinare în biserică mai liturgică, ordonată, congregațională, mai simplă decât vedem astăzi. Calvinismul înseamnă foarte multe lucruri. Da? A, apropo, scrieți în și dumneavoastră și dacă vreți să vă dau ceva despre calvinism și reform, ce înseamnă să fii calvinist sau reformat, cu mare drag vă trimit. Vă spun bun venit tuturor celor 388 de persoane care ascultă live acum. Share, like, să împărtă și mai departe toate răspunsurile astea la întrebări. Poate cuiva este de folos, da? Uite, asta e o întrebare foarte bună. De deci, ce crezi tu că a lăsat Dumnezeu că cele mai grele decizii se iau mult în tinerețea lui, deși are așa puțină experiență? Căsătorie și școală, decizia pocăinței. Hmm, foarte interesant. Eu cred că întrebarea asta are sens doar în circunstanțele astea în care la noi adolescența este prelungită până la 35 de ani. Glumesc și exagerez, da? Pentru că în trecut copiii se maturizau mult mai repede, să știți. Mult, 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 mult mai repede. Dar acum este o întârziere intenționată din partea unor oameni care vor să devenim niște papagali, un cor de aplaudați la toate prostiile și lucrurile pe care le deci și le spun ei. Ce părere ai dacă în biserica pe care o frecventezi de o perioadă lungă de timp și nu crești spiritual? Lipsă de cuvânt. Ce trebuie făcut în această Să te duci într-o biserică în care se predică cuvântul. Simplu, nu văd ce aș putea să zic altceva. A... dacă aia ce... Ce înseamnă punerea mâinilor? Ce înseamnă punerea mâinilor potrivit? 7, 8 cu 17. Haideți să vedem ce înseamnă acolo. Așa, cred că e cu samaritenii. Ia să vedem. Da, atunci pentru și Ioan au pus mâine peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Apostolii au fost aleși de Dumnezeu să fie instrumente prin care toate categoriile de oameni au fost primite în Biserica Domnului Isus Hristos, în cazul acesta samariteni. Deci acesta este rostul primirii mâinilor. Este un fel de dedicare, de consacrare, de acceptare. Da? Aici se unește biserica de la Ierusalim cu a, acel grup de samariteni care s-au întors la Dumnezeu. Ce predicator români recomand? Iosua uh, Joshua Faur. Uh, fratele Alex Ghiță, dar nu cred că are predici pe internet prea multe. Uite, recomand pe prietenii mei, pe David Lavric, pe Lucian Bălănescu, pe Ah, Emi uh, Ciupe de la Suceava, pe Vă recomand tineri acum, vă știu recomand, dar mulți frați. Dar vă dau frați mai tineri pe care să-i ascultați, da? Pe, uite, îmi scapă un frate care predică la Titan în București. Puff, scapă numele lui. Fratele, Beniamin Costa, uitați, care el deja e aproape de pensie sau chiar a ieșit la pensie. E un expozitor extraordinar de bun. Sunt mulți, dar nu, nu prea ascult. deci trebuie să recunosc că nu prea ascult predicatori din România. Așa că aș putea să ratez poate zeci de predicatori buni care nu sunt foarte cunoscuți sau nu sunt prezenți online și vreau să fac un deserviciu bandat. dat câteva exemple din cei pe care eu îi cunosc personal, care îi ascult, pe care îi pot recomanda cu uh, inima liberă, dar sunt mulți, știți. Ok. Mm putem cadra hipercalvinismul în erezie? Da, eu cred că da. hipercalvinismul de felul ăsta care spune că nu trebuie să te rogi, fiindcă Dumnezeu a hotărât totul, sau nu trebuie să faci evangelizare, uh, fiindcă totul e hotărât de Dumnezeu din veșnicie, sau chestii astea. De deci, cei care, chiar cred lucrurile astea și practic, eu cred că e o erezie. Pentru că îți distruge viața de credință, îți distruge rugăciunea, evangelizarea, mărturia. Tu faci un fatalist. Deci, nu, în nicio formă. Nici o formă nu poate fi considerată o învățătură alternativă, dar sau o interpretare alternativă. Ok. Frate drag, ce vedeți sau ce părere aveți în zilele de pe urmă? Vor fi mulți proroci mincinoși, acești mici mincinoși sunt în biserică, vor aduce trezirea acești oameni. Cum să aducă trezire în niște proroci mincinoși? Îți pare răspunsul self-evident, nu? Nu, nici vorbă, nu au cum să aducă nicio trezire, nimic, absolut nimic. Da? ce atribuții ar trebui să îndeplinească comitetul în biserică. Să conducă spiritual biserica. Da? Deci eu cred că un comitet trebuie să fie format din prezbiteri. Atât. A, care ar putea fi un argument plauzibil pentru suferința animalului? Nu înțeleg la ce vă refereți. Se face unul să sufere sau la ce? Nu, nu înțeleg. Argument plauzibil pentru suferința animalelor provocată sau care se întâmplă în lume, asta este lumea căzută în păcat. Uh, au început aici să curgă uh, comentarii despre, despre botez, adulți, copii, fiecare cum crede. Da. Așa. Uh, Uite, cineva mi-a zis că. De ce am numit pe adventiști frați adventiști? Din reflex am numit. Deci adventiștii care nu cred că mântuirea este doar prin Domnul Isus Hristos, nu sunt frații mei, da? doar să mă înțelegeți. Da, au fost un reflex, în reflex. mulți îmi scriu, dar de deci, ce ai spus frate la ereticul nu știu care? Uneori o spun din reflex, uneori nu cred că unii sunt eretici. Deci eu cred că toți adventiștii care cred că mântuirea este doar prin Domnul Isus Hristos, doar prin credință, doar prin har, nu prin faptele legii, nu prin ținerea sabatului, nu prin refuz de a mânca carne de porc, sunt mântuiți. Da, să mă exprim foarte clar cred că multe alte învățături pe care le au ei sunt un dezastru, dar sunt unii oameni care sunt mântuiți. Cum sunt oameni mântuiți la oastea Domnului și în Biserica Ortodoxă, peste tot unii oameni cred din toată inima Evanghelia adevărată a Domnului Iisus Hristos. Ok. Credeți că împărțirea unei biserici pe grupuri mici este importantă? Ar putea să fie foarte folositoare pentru părtășie, pentru comuniune, pentru împărtășirea unor probleme, pentru susținere reciprocă, întărire, veghere și așa mai departe. Poate fi fundamental. Dar are și pericolele ei. Uh, așa, când Dumnezeu i-a creat pe Adam și Eva, i-a creat cu fire pământească, i-a creat cu natură umană. Da? Dorința de a fi ca Dumnezeu era aceasta, o dorință păcătoasă, da, pentru că ei erau deja în chipul și asemănarea lui Dumnezeu, iar Satana le-a vândut o minciună. Nu mai aveau cum să fie mai mult decât i-a făcut Dumnezeu. Da? Uh, ok. Deci, asta este. Ce s-a întâmplat este că atunci când Satana i-a ispitit, în ei s-a născut dorința de a fi ca Dumnezeu, care era o iluzie, ceea ce însemna ieșirea de sub autoritatea lui Dumnezeu, ei să devină persoane care se autolegislează, se autoconduc și asta a fost o nebunie. Nu există independență de Dumnezeu. Și așa au căzut în păcat. Ok? Sandu, care este scopul postului? Scopul postului este să te sensibilizeze spiritual, da? Să mă las, să las la o parte dimensiunea fizică proeminentă materială existenței mele și să mă concentrez pe o chestiune spirituală importantă din viața mea, din familie, din biserică, din lume și așa mai departe, da? Ok. Ce părere ai de John McCarthy? ascultați -l. Foarte bun. Bă, nu sunt de acord cu escatologia lui, dar în rest, foarte bun. Îmi um... Puteți explica dacă îți poate versetul din Proverbe 18 cu 21, moarte și viață, sunt în puterea limbii, oricine o iubește, îi va mânca roadele. Da, cred că, vedeți, proverbele prezintă niște principii generale. Și anume, oamenii cu vorba lor, cu cuvintele lor, se leagă, se condamnă și așa mai departe. Prin ceea ce spui, da? Cred că despre asta este vorba. Ok. Deci că unde scrie în Biblie că Duminica este noua zi a creației? În Biblie scrie că Hristos a înviat Duminica. În Biblie scrie că noua creație a venit prin învierea lui Hristos. Da? Asta scrie în Biblie. Deci nu, nu suntem, nu înțeleg, prin Hristos a venit noua creație. Cei care sunt în Hristos sunt o făptură nouă. Da? Prin Hristos noi suntem pârga. Primele roade ale noii creații. Despre asta este vorba. Da? Deci dacă vreți să scrie așa, Duminica este ziua Domnului, care trebuie respectată, nu o să găsiți așa în Biblie. Înțelegeți? Ok. Credeți că este necesar o reformă spirituală în România? E indiscutabil în spațiul românesc, da. Scandalurile tot mai frecvente în spațiul Evangheliei pot fi scândea care demonstrează această primire? Nu! Nu! Uh, nu! Nu! Am șarlatani, impostori, vânzători, au fost în toată istoria. Da. Deci nu... Auziți, înainte de calvinism ce era? Calvinism este o interpretare, este un mod de interpretare scriptura, dar în toată istoria au fost oameni care au interpretat într-un mod calvinist scriptura sau anumite texte ale Scripturii. Calvinismul nu este o denominație. Da? Pe arminianismul nu este un mod de a interpreta Scriptura. Uh, pelagianismul este un mod de a interpreta Scriptura și așa mai departe. Cum explici Marcu 4,12? cu 12? Deci Iisus vorbea noroadelor din adins în pilde. Unele, unele lucruri le, ascultea, le ascundea de unii oameni ca o judecată pentru faptul că au respins revelația pe care le-a dat-o foarte clar și după aia le-a vorbit în pilde. Alte ori Hristos vorbea unei audiențe pe strițe și vrea ca doar unii să înțeleagă lucrurile respective și atunci vorbea în pib. Deci multe uh, răspunsuri care îți pot da din Scriptură. Dacă vă uitați atent la ce spune Scriptura despre folosirea pildelor de către Domnul Iisus Hristos. Da? Salut, biserica din care faci parte din șase e cumva parte din GBV? GBV este o... nu, nu este. Este Biserica Evanghelică Română de deci poți să explica mesajul lui Iona, aparent Iona minte, nu, Iona nu minte, Iona spune încă 40 de zile și nimeni va fi nimicită. de deci ce le-a dat Dumnezeu 40 de zile? Se subînțelegea mesajul respectiv că Dumnezeu le-a dat un tip de pocăință, este foarte clar din punctul meu de vedere, iar, cu alte cuvinte, mesajul ar fi sunat încă 40 de zile și nimeni va fi nimicită dacă nu vă pocăiți. Ei s-au pocăit, deci nimeni nu a mai fost nimicită. Nu a fost nicio minciună în predicarea lui Iona, nu a fost o avertizare falsă a lui Dumnezeu și așa mai departe. OK. Așa. Hai să vedem ce mai vedem pe aici. Ce Biblie este aia maro mă pe care o ai? Este tot tracerea coordinezcul, da. Este tracerea Corinescu, doar că este îmbrăcat așa frumos. Da, ce nu-mi place la bibliile astea este că au cuvintele Domnului Isus în roșu. Nu-mi place roșu ăla, nu-mi place cuvintele Domnului Isus Hristos puse în roșu, absolut deloc. Toată Biblia este inspirată de Dumnezeu, deci nu văd Uh, nu văd de ce. Ia uitați aici, hai să discutăm o chestiune. Povestește-ne un pic despre perspectiva ta escatologică. Uitați care este problema mea cu ceea ce se predică astăzi ca escatologie. Deci ca să spui că Dumnezeu are două popoare acum concomitent prin care El lucrează în lume, mie mi se pare o abatere de la Scriptură. Poporul prin care Dumnezeu lucrează acum în lume este biserica. Iar acest popor biserica este format din evrei și din neamuri. Da? Preponderent niamuri. Cred că Dumnezeu va mai lucra o dată. Va face o mare trezire. O mare, prin, probabil pentru evangelizare masivă, va fi o mare trezire a evreilor în vremurile de urmă. Cred asta. Cred că va veni cineva care se numește anticrist și va înșela oamenii și va încerca să înșeli chiar și pe cei aleși. Va încerca, dar nu va reuși. Um, ce altceva să vă spun Dar mie, ce mi se pare mie periculos Repet lucrul ăsta pentru că l-am mai spus Sunt aceste uh, Predicții Dar oamenii, cei care fac asta Nu spun direct că fac predicții Dar spun din asta, ar putea înțelege că Rusia, cu China, cu cutare, cu cutare, cu cutare, cam în 2, cam în 3, care în 4, cam în 5, cam în 10, 20 de ani se va întâmpla asta, pac, 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 lucrurile o să meargă așa. Deci cred că este complet greșit modul ăsta de a citi Scriptura. De a citi Scriptura în lumina ziarului, de a citi Scriptura în lumina evenimentelor istorice. Este pe dos. De ce asta? Pentru că de sute de ani deja sunt oameni care citesc în Scriptură evenimente istorice. Apropo, suntem la 401 urmăritori like, share, dați mai departe să ducă adevărul lui Dumnezeu, da? Și unii poate vor primi răspunsuri și ei la întrebările lor. Revin. Sunt oameni și asta ne arată, hai să zicem, ultimile 200 de ani, da? Deși și mai de mult se mai făceau predicții din astea. Asta ne arată. Că oamenii citesc în scriptură evenimente care se întâmplă în timpul lor. Și asta fac generație după generație. Asta ne decredibilizează, ne ia credibilitatea. Zice, păi, păi, voi vedeți în fiecare, la fiecare 10-20 de ani prin scriptură, evenimente care se întâmplă. Nu merge. Nu merge. Știu că ispita este mare. Știu că atragem foarte mult pe YouTube. Știu că atragem oamenii cu astfel de uh, vorbiri și așa mai departe. Dar nu cred că este corect. Și apoi, ceea ce decurge dintr-o teologie, din asta, a fricii, a terorii, a speriatului. Vezi că vine Domnul. Trebuie să fim cum... și așa mai departe. Și împiedic oamenii să trăiască viața cu Domnul, umblarea cu Domnul, așa cum Domnul ne-a cerut în cuvânt. Iscatologia da? trebuie să fie o mângâiere, escatologia trebuie să fie o încurajare la sfințire, escatologia nu trebuie să fie panicoasă, escatologia nu trebuie să ne ducă la isterii și la psihoze religioase, Iscatologia trebuie să ne facă harnici în familie, în evangelizare, în biserică, în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să ne facă muncitori. Domnul nu vrea să ne găsească abandonând toate lucrurile, abandonând căsătoria, facerea de prunci, munca, vocația în lume și așa mai departe. Niciodată așa ceva. Niciodată. Deci dacă ai o teologie, o escatologie care te duce în direcția asta, este complet distrugătoare. Da? Uite, ce crezi despre anihilare? Este o învățătură falsă. Anihilarea, dispariția unui suflet care a fost creat după chip și asemănarea lui Dumnezeu. Never. Nu cred că Biblia învață așa ceva nicăieri, în niciun fel. Aha! Care este biserica ta preferată din mediul Pentecostal? Nu am biserici preferate, nici baptiste, nici creștini pe Evanghel, nici de niciun fel. Înțelegeți? Nu am biserici preferate. Dar am predicat în biserici pendicostale. Voi predica în biserici pendicostale chiar dacă am opinii diferite pe lucrarea Duhului Sfânt față de uh, Dumnealor. Da? Ok. Uite, o întrebare bună. Cum îmi cunosc chemarea la care am fost chemat de Dumnezeu? Slujești în absolut toate domenii și biserica de va confirma, tu vei avea împlinirii, vei vedea rod și așa mai departe. Da, cred că asta este. Care este părerea dumneavoastră despre cărțile din Biblia Ortodoxă? Că, de exemplu, cartea Macabeilor și Biblia noastră nu sunt. Să știți, nu mai știu exact biserica ortodoxă rusă sau nu mai știu ce, care biserica ortodoxă nici nu recunoaște canonice inspirate ca celelalte cărți, cărțile Macabeilor. Apropo de asta, da? Deci trebuie avut grijă că ele nu au, istoric, ele nu au o susținere istorică, așa cum au toate celelalte cărți din Biblie. Da? Deci nu este asta o chestiune, o invenție uh, o de-a noastră, da? Uh, da, ia să vedem ce mai ce curg aici comentariile că nu mai știu pe care să le au. vă spun sincer. Ok. Iadul nu e anihilare nici de cum. Nici de cum. Acolo este un foc care nu se stinge. Este un chin necurmat. Nu este iadul anihilare. Ok. Ia, auziți. Cine te-a pus în pe care o faci? Biserica. Domnul m-a chemat, domnul mi-a dat darul și biserica m-a confirmat. Da? Și m-a confirmat nu doar biserica locală din care fac parte, ci toate bisericile uh, unde slujesc. Dacă nu m-ar confirma și m-ar aproba, nu m-ar chema. Foarte simplu. Și asta, vă spun, pentru mi s-a părut totdeauna foarte. nu prea am înțeles așa bătălia oamenilor pe funcții, pe locuri, pe biserici, pe nu știu ce. Dom'le, dacă o biserică nu m-ar vrea, pentru ce să-mi doresc să fiu acolo? Ca să fac ce? Dacă niște frați nu cred că îi pot sluji cu darurile pe care le am, de ce să mă duc eu să mă bag eu pe gâtul lor acolo? <laughs> Înțelegeți? Văd sens. Și dacă Dumnezeu m-a chemat la o lucrare, nu mă duc eu să cal pe capetele oamenilor ca să ajung acolo dacă Dumnezeu m-a chemat, Dumnezeu mă va face să ajung acolo unde El m-a vrut. Dumnezeu mă va mișca inima, Dumnezeu mă va deschide uși, Dumnezeu va convinge oameni, biserică și așa mai departe ca să ajung să slujesc. Deci, darul meu primar este de învățător. De învățător, cred că am și o înclinație, un dar spiritual spre evangelizare. Nu întotdeauna am avut, datorită diverselor situații și circunstanțe în care am fost cadru ca să-l folosesc la maxim, dar de-a lungul anilor l-am folosit. Da? Asta. Dar eu nu cred că cineva are un dar sau două. Eu cred că este un complex de daruri pe care oamenii le au, dar unele daruri sunt mai proeminente decât altele. Și atunci tu trebuie să slujești. Da? Și slujind îți poți da seama, păi uite, că am și darul ăsta. Poate nu l-am înflăcărat, nu l-am folosit destul și atunci el este într-o fază incipientă. Dar înflăcărând darul, Duhul Sfânt îți va da o măsură mai mare a credinței tale de folosirea dalului respectiv, da? Așa. Cum a intrat familia etiopeană în templu să se închinăște în din vechiul testament că și familia nu aveau să intre în templu? Păi stai că templu, vorbim de ansamblu templului, nu clădirea templului. Când clădirea templului nu intra nici foame, nu intra nimeni. Trebuie numai preoții. Despre ce vorbim aici, da? Dacă vorbim de curtea, ansamblu templului care avea mai multe compartimente, atunci era un loc în care puteau să intre și intrau doar evrei, doar poporul lui Dumnezeu, era după aceea curtea femeilor și așa mai departe. Deci erau mai multe compartimente, așa a putut el să meargă. Când spune Scriptura că s-a dus la templu, nu se referă că s-a dus și a intrat în Sfânta sfinte, sau că a intrat acolo unde se puneau pâinile înaintea Domnului. <laughs> înțelegeți? Ia. creștinei, ai putea să te căsătorești cu un care s-a dat drept creștin și apoi după căsătorie să fie exact cum este cel fără Domnul? Cu siguranță că au foarte mulți oameni lucrul acesta care nu au vegat și nu au fost atenți. Cu siguranță că da. Ok, crezi că există oameni născuți din nou la Și Da. Dar nu cred că cineva care stă la ortodox născut din nou, poate să rămână în ereziile alea. Nu cred. Asta nu cred. Deci nu găsesc în scriptură o justificare pentru cineva care se duce și uh, are cultul morților, cultul Maicii Domnului, cultul uh, sfinților și a și da, dedicat, ortodox dedicat, sute la sute la toate lucrurile și e născut din nou. Asta nu cred. Care este legătura dintre darul slujbei și lucrări din 1 Corinteni 12? Nu știu dacă e cea mai bună pe care, mai bună explicație pe care vă pot da, dar vă dau una scurtă acum, da? Darurile sunt niște abilități pe care tu le ai, da? Tu poți să faci ceva, poți să lucrezi în lemn, poți să lucrezi în... Ai ceva ce tu știi și poți să faci. Tu l-ai, chiar dacă nu ai pus în slujbă, da? Ok? Slujba este ceea ce -ți mă, mi se dă slujba de tâmplare, mi se dă slujba de cutare. Da? Lucrarea este ceea ce tu produci prin darul tău în slujba în care tu te afli. Da? Am făcut lucrarea respectivă cu darurile pe care le-am fiind pus în slujba respectivă. Asta e legătura pe care eu o văd. Pentru ce se spune că biserica este stâlpul lui Dumnezeu? Pentru că este, că este templul lui Dumnezeu. Pentru că este templul lui Dumnezeu. Da? Dumnezeu locuiește în ea. Așa. Zice Ioan 3 cu 13, Domnul Iisus spune fiul omului care este în cer. E foarte puternic versetul acela care arată Dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Și uitați de ce. Ai o întrebare sau două și voi încheia pe seara asta. Spune așa. Nimeni nu s-a suit în cer. Domnul Iisus nu s-a suit în cer. S-a suit la trecut. Afară de cel ce s-a coborât din cer. La trecut, adică fiul omului care este în cer. În prezent. Domnul Iisus Hristos vorbește despre el însuși ca cel care s-a coborât, ca cel care s-a suit, ca cel care este în cer. De ce? Pentru că el este Dumnezeu. El era în cer. Ok? Așa. În ce bază l-a iertat Dumnezeu pe David de păcatul prea cu așa deși legea al condamnat la moarte? În baza jertfei Domnului Iisus. Asta face jertfa lui Hristos. Jertfa lui Hristos ne absolvă de toate călcările noastre de lege atunci când ne pocăim și credem în el. Mulțumesc pentru întrebările voastre. Sper să vă fi fost de folos aceste răspunsuri rapide pe care vi le-am dat. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe data viitoare. O seară bună!